Mă rog, și ce, ai fost la slujbă? Ei da, am fost și l-am botezat pe Bogdanel. Numai două oară? Da, că am mai luat un cu mătru. Că domnul Leonid. Hai, Bogdan, hai că înțeleg pe-a tăi că... Îl duci cu plută. Dar pe tine te redie, măi, băieț, serios. Dar până-i dat 200 de euro să spălâng stălniță. Eu sunt serios, dar nu prost. Așa, tineret, pe jos, că n-a să încape mașina. Dar până-i slamă nu încape. Nu ți-o rușine! Cristina, mai ca să-mi spală și roțile mei! Toși! Strici osea ca la căruț atunci. Pavel! Că domnul Leonid a plecat din sat. Nu, rămâne și la cumătrie! Voi, Paș! Azi Nicodim aici atât ziua! Le crede, măi, că eu mișinos. Când eram la colegi, și un băiat nu-l suferie, că era părător. Dar fietele... Prietele când zicau în râzâncă, apropo puneau sână râzâncă. Hai că nu-i mai mișinos ca tine! E și-l închide odată că nu pune. Domnul Iță, noi te-am sunat pentru protocol. Vrem să aducem la cunoștință decizia consilierilor noștri. Și mai vrei, hoțu? Te concediem din funcția de director de la club. Da, că nici un concert n-a făcut, nici o comedie. Da, Anica a scris tot în protocol. Degeaba ai primit salariul atâta timp. Opa, dar și hoțu, eu am avut salariu. Ai avut și-l ridicai în fiecare lună. A, bun. Anica, dar scrie acolo în protocol. Salariul directorului de la club se duce la primarul cu hoțu. Dar n-a făcut concert pentru că clubul din sat e depozitul la primarul cu hoțu. De parcă lumea nu știe că el ține acolo noși și amăginește oamenii. Dar eu sunt director la club numai așa, pe hârtie. De formă. Anica, tu balivernile lui nu le scrie. Scrie că domnul Ițăc nu și-a onorat obligațiunile de serviciu. Hai nu, domnie! Pentru protocol trebuie. Scrie că domnul Ițăc consuma alcool în timpul serviciu. Eu scodat, nu beau de 4 ani, am certificat. Scrie că... nu-i specialist bun. Așa-i, dar clubul e organ important într-un sat. De aceea, noi împreună cu consilierii noștri am decis... Cine? Hai că nu te-am întrecut. Am decis fie numit în funcție de director un om cu merite. Și eu, un moscunierii sau și... Un artist a poporului. Un maestru în artă. Eu vă mulțumesc pentru încredere, dar sincer nu m-am așteptat. Nu s-a așteptat. Țâc, nu altă. Dar eu am să depun tot efortul ca să ridicăm cultura satului de genunchi pe coate. Hai, să ajungi. Mulțumesc. Și într-un ceas bun. Dar și nu răspuns? Sau ai fost la raion? N-am mai fost. Și înseamnă că mai dai o șansă? Ia uite și tărăboi stârnit. Șurub bandajat. Drama mare s-a întâmplat noaptea trecută într-o familie din satul Gospodăreni. Un tânăr a fost chilodit de familia fostei sale logodnice. Tânărul a fost ademenit în casa acestora, unde mama și fratele fostei logodnice i-au provocat grave leziuni corporale. Slavă Domnului că Rusanda a plecat și nu vede tot teatrul ăsta. Și cata ăștia la mânăgradă? Gospodina asta i-a chemat. Noi suntem și ei mei gospodari din sat. Dar ei, când au auzit că fșurniu nu vrea să însoare cu dânsa, s-au răzbunat. Rusanda l-a lepădat. Călin, nu te amestica și nu da nume. Nu le dai tu. E mulge bani din trânsul și de acolo la Chișinău și umblat cu tata Academiei de Poliție, dar el săracul. Și casă construie și din nunt să găte. Mama, să ne rădă sără întreagă. Lasă, că eu vreau să spun la tăt femeile care au băieți, să aibă grijă. Că fetele din ziua de asta are și mai bat joc de băieță bun. Cum s-a întâmplat, Ion? Da cum? Tatu m-a pus la cale. Ieri a fost ziua mea și... Felicitări! Da. Tatu a spus că îmi dă un port, numai să mă împac cu dânsa. Și bați capă, ei! Și eu am venit la dâns și... Și uitați-vă, ne-a întins o capcană. Nu mai este. Lăsați-mă pe mine să vă spun cum a fost. La reședătură la Chișor, dați-o bandajat până sub barbă. Fathăi, tu ții cu dușmanii ori cu noi. Și vă închipuiți? Maică-sa încă e învățătoare de matematică. Eu sunt pentru dreptate. Dar eu nu știu ce învață e copiii la școală. Așa, ia dă-i telefonul. Dă-i telefonul să găsesc eu cu dânsa să rezolv situația. Nu te băga, te rog frumos, că-i sunt cușii maițele. Eu v-am permis să intrați în curtea mea? Doamna Maria ne-a permis. Păi, dar nu-i casa ei.
Dar las ca și e. Bună ziua, domnișoară, Prestige TV. Salutare, domnul Pascaro, el încă e director acolo. Îl cunoașteți? Normal, noi suntem frați de cruci. Dumneavoastră, cod deontologic l-ați citit? Informațiile le-ați verificat? Aveți drept să filmați familia asta fără acordul lor, nu? Eu vă rog să închideți camera, că nu l-am sunat pe domnul Pascaro, eu vă rog frumos. Auzi, Matale, ea nu te amestecă, că eu i-am chemat. Doamna Maria, Natalia, ești o femeie tare înțeleaptă. Dar de grabă să alegi, și domnul primar nu-i trebuie să chestiile astea ca să-i șterbiți din imagine. Natasha, că am trebuit un pahar cu apă la femeia asta. Da, muș. Ce-l coaptânsă? La tânsă ești. Să bagă ca musca în... Doamne, iartă-mă. Vine și gata, e rău. Și faci voi acolo. Nici cam nu vezi și nu putem să vorbim. Da, că nu ai avut și de afară. Și un alt loc, mai la vedere, n-ați găsit? Dar tu ai uitat că n-ai avea voie să ne întâlnim. Normal că uitat, care memoria slabă. E să vezi cum a suportat că noi toată partea cu ăsta. Ca de pe cei tu l-ai strănit. Elinca, dar și te-a nimit atât de mine. Tu și n-ai observat că eu țin cu voi. Închipui. Da, eu vă țin moral. Vă susțin ideile voastre cu Romeo, cu Jenea, cu Răscoale, Grieve. Și eu, în general, cred că pentru dragostea voastră trebuie să luptați. La noi nu-i dragoste, e prietenie, de câte ori să-ți spun. Bun, pentru prietenie luptați. Acum îl pot rămâne o Julieta. Dar cum? Cum și ei și alții? Și eu. De asta și te-am sunat. Am vrut să te întreb, omul și-a la rău s-a dus din sat? Da. Dacă vezi lângă mantă, mai dă-i peste labe așa. Ion, i-am găsit. Patrăi, tu vrei să te încui în casă? Măi, băiete, eu ți-am spus să nu te mai văd cu dânsa. Uite la mine. La mine, uite. Știi că plânge pușcărie pe tine. Cine stai? Hai acasă. Fie. Să-ți aminte. Noroc na șelu. Ce mai faci? Noroc, aș caut la fermă. Cumva ți-ai dor de un grătar. Ei și. Nu mai mănânc eu porșină, gata. Ți-am spus faci mă afaceri cu iepuri. N-ai vrut? E zis. A, când ți-am povestit aptirdei, da? Nu te-am luat în serios. Dar eu am început afacerea. Au cu cine. Culiță, ce ai banii? Cât am umblat o leac pe-n lume, i-am strâns o leac și i-am dat ăsta domnul Leonid. Cât i-ai dat? 5.000 de euro. Păi ești prost, ai coliței. Mai gine renovai casa. Păi, eu am băgat 5.000, dar am scot 10, că te-ai să vezi. Dar scoți o baligă. Și eu i-am dat toți banii care i-am avut. Mă, tale, o bomboană nu dai la nepoți. Dacă la om străin i-ai dat toți banii. Maladeți! Străinul ăsta e băiat de treabă, e mai bun ca tine. Și dacă mori, e unii bani de mormântare. Lasă-mă să bat capul, că n-ai să mă îngropi tu. Eu am o tonă de miez de nucă, curat ca aurul. Îl dau lui Vasile. Și atunci putem să te îngropăm și pe tine. Pe ajuns să-ți vă măjească ei, ați vedeți. N-ați ne măjească ei, n-ați ne măjească ei, că s-o dus amăia după 1.000 de iepuri, ați vezi peste un ceas aici și e plin. Dar peste două luni, 10.000 de iepuri asară aici. Știi și repede să mulțesc. Oi, șinu, eu văd că te-ai uitat cu ferma e mie. Ferma e pe pământul meu? Dacă ceva, mă, tale, pământul ăsta i-ai dat tu șicta, ca zăstri. Da, i-am dat, dar nu i-am dat document. Dar închide-l, măi, închide-l, că ne se ridică zahărul. Dima, tu m-ai invidiat tot timpul. Hai, închide-l. Hai, nanaș, au fi derzeni. Pune încă mâna să-mi pupei, au fi derzeni. Dar ce faci, femeie? Ai terminat prășat pe pșoi. Mai din cu bureanul și-a lăcut casa. Dă-mi pașii, Dima. Și? Ți-ai adăpat, ți-ai hrănit? Hainul și-a lă. Și vrei? Și eu. Cred că doarem săracul la mine în pat, așa-i? Leonia nu-i deloc ca tine. O, dar te-o cucerit. Poate că și m-o cucerit. Natasha. Eu înțeleg că n-am lași și mă întoarce.
Și înțeleg și tu trebuie să te refaci viața. Dar găsești om de treabă, nu Iuda ăsta, că e un potlogar. Găsești om de treabă care și bădem de copiii noștri. Bine, Dima. O să-ți urmez sfatul. Gândești, Iță, gândești că trebuie de venit de hac. Dar și pot eu să fac dacă stau aici. Doamne, dacă n-am noroc, apă n-am noroc. Noroc, tată. Noroc, pui, tată. Și mai faci? Sta lucru. A, este cabinetul tău? Auzi, frumos. Nu, e directorul. Ți-am spus că m-am angajat ca secretară și îmi fac stagiu de practică pentru academie. Adică ești o mare. Ascultă, m-am băgat azi în baza de date și am descoperit eu ceva. Ce ai descoperit? Știi Mitsubis, Lișeala? Care Mitsubis? Așa la care domnul Leonid rădăruit Lușinu Pavluja. Mai pe scurt, mașina și ei furat și dat în căutare. Opa! E ca asta noutate bună. Și tu, Matin, că ai avut dreptate că e un șarlatan. Am căutat azi în toate listele de posesori de titluri onorifice și n-are el nici maestru în artă, nici artist al poporului. După asta am sunat la serviciu personal la teatru. Da, el la teatru a lucrat, de asta vreo 20 de ani în urmă, au fost numai o stagiune și au jucat lupul din Scfița Rojei. Dar l-a dat afară că o fura banii din chirița pentru decor. La Sanduța, dar tu poți să anunți poliția până să află Mitsubisile și Ramu? Eu te-am anunțat, tati. Bravo, tati. Bravo, se vede că ești detectiv adevărat. Am rugat și niște colegi ne-ai cat ceva detalii despre dânsul și până de seara îmi transmit informația. Bun. Cum mai afli? Ceva mă sun, bine? Bun, bun. Amu, hai că mă grăghez, că azi mă mut și la gaz, deci mai am ceva de lucru. Porghi mai încolo. Ușor. Vezi luminița din capul tunelului? Acum, Ițic, cum o văd? Cum o văd? Нашел у полицейских я сейчас олегади Павлуша мел день сенин. А шива, пак спрей, ка магини, ну ше аколо дик малуай дина наш. Нашел у сынка на уфрат машина ому мел, ши ка пяржа шела, йо даруито. Нашелу нути фентро у реки, что спунили аша кум езди, кай фос мартор. Ой, он фос мартор, так у нас лади куметру. Лади машина, ну что ник. Нашелу, эй, ламурешти, эй, кну и машина мне, эй, елу вине куден сансата, эскутаться лей пинашу, эй. Ой, кема. Саша запостяска ел тет кума фос. Ui, un trat ca în pământ, eu luat banii, ui, s-a dus după iepure, mă, la telefon, nu răspunde. Ui, n-am furat eu mașină, spune-le, ui, că el e hoțul, spune-i. Băi, băieți, eu nu știu care-i treaba. Aștia spuneau ieri că Leonea Pearj e om de aur. Azi zic că e hoț. Lămuriți-vă voi. Hai, hai, lămurim la secție. Nășelu! Băgați-l la dubă și lasă pocăia. Hai, nășelu! Ce mai faceți voi toți? Hai, liniștește, cetățeanca! Nu vrem să plecăm forța! Eu trebuie să plecăm ușa în forță! Vină cu așa! Hai, vină cu așa! Liniștește! Cristina! Pavlușa! Pavlușa! Pulat am răpec. Culam de țăcă cu ăla, e la o bățrica. Dăvar șlișit, ștămșu pe tișu. Dăvar evit. Și gata, te-ai mutat? Tat, Leonia a fost căsătorită în Rusia. A avut un copil, a divorțat, pentru că nu a plătit pensia alimentară, soția s-a luat în judecată. Aici, dacă scăpe de probleme, și-a schimbat actele, și-a schimbat numele și-a fugit în Italia. A lucrat vreo 2 săptămâni acolo în construcții, nu a ieșit lui ceva acolo și s-a întors în sat și-a făcut un film. Oho! El mai multă lume a fraierit. Îi promitea pe internet că o să-i facă vedete, celebre. Și lumea transfera bani pe card. Și aici te-ați spărit cu banii. Doamne ferește. Mai sunt așa proști? Rosanda, și mare noroc am eu de tine. Dacă eu îl găsesc, pe mine mă transferă în anul 2 și îmi dă și bursă de gradul 1. Chiar tine, Rosanda, cum nu te-ai dus la veterinărie? Și aia... Și a tău e scris în frunte. Tu ești mai dedicat decât Sherlock Holmes. Și apiedă-ți mai aproape să te pup. Tat, eu cred că tu ții la noi și la mama. Istoria și acolo au fost așa o neînțelegere. Neînțelegere a fost. A fost un accident, Rusand.
Eu nu am nimic mai scump ca voi pe lumea asta. Încă un accident de ăsta și eu îți vin de hac, îți promit. Păi, tati, eu îți cu minte. De fapt, așa și-am fost tătă viață. Sanda, ți-am eliberat două poliți în frigider, dacă vrei îți arăt și baia. Da, vorbesc cu tata. Tat, asta e Cătălina, fata la care eu închiriez o cameră în apartament. Cătălina este tata. Bună ziua! Dima? Voi vă cunoașteți? Da, cum? Clar nu că ne cunoaștem. Dar pe asta e Cătălina în coliță. Cătălina al badea colea? Și coincidență. Zăucă. Dă-i o cană de apă. Dar și nevastă? Nu cumva au venit cu mărima și Moldova? Nu mai ajuns. Și pățeta ta, soc. Ai niros, ai gust. Are el de tăte. Numai bani n-are. Nu cumva au venit. Femeie și ei cu coasă. Oameni darnici și buni la suflet trebuie să pe lumea și el altă. Poți vorbești normal. Eu am străiesc ca șoroiul. Ce? O părăsă, domn Leonid. De atât aș sunteți așa de băhliți. Hârbuința de om. I-au dat pensie de pe ultimii 5 ani. Așa la dacă e hâtru, o pus slaba pe bani și a dispărut. Cum zici acolo? Dacă nu-i minte, vai de chișoare, da, tata socru? Sau păr sur și mintea am, doamne, iartă. Dar așa-ți trebuie. Bănuță ei n-ai dat la nepoței și ei să-și cumpere ceva. Dar la un șorlatan... E dat tăți banii. Haide în pace. Că duc nușile și mă fac bogat deodată. De el nușile. Businessmanul. Hai gata, mamă, vă ajunge. Mă duc la club. Cât nu-am închis Ionic. Săi, nușile le-i da mâine. Am hodinește. Nu pot să mă hodinesc așa sărac. Bun, tat, hai du-te. Du-te și tu. Da, e unde? Dar n-ai proceduri. Hai, femeie, te rog frumos, nu te descărca pe mine. Și s-a plecat maestru, te-a lăsat artistul Leonea. Pe arjă, care are inimi, tătrosie, mă copchi și nu plătește alimente. Ițic, nu mă interesez nici tu, nici pe arjă ăsta tău. Aveți noutăți? Nu, n-avem. Cum așa? Vasea cu bărbață l-a căutat tăt satul, dar Ionic cu băieță o răscolit tăt pădure. Eu am sunat la poliție, dar au zis că șep căutările numai după 24 de ore. N-am înțeles, dar și s-a întâmplat? Au dispărut copchii. Călin și Ilinca? O, Ițic, noi progresăm, tu știi cum îi cheamă? Natasha. Dă-mi pași. Natasha, spune-te rog frumos, și s-a terminat istoria asta dintre Romeo și Jenea? Ițic, nu ne arde nea, mua istoriile tale de dragoste. Spune-te, rog frumos, și s-a terminat. Tragic, Ițic, tragic. Natasha, cu dăși nu de mult am grăit despre Romeo și asta. Și ți-a zis? Și o zis că ei doi sunt ca și dăși. Și? Și eu, normal că i-am susținut, am zis că-s de partea lor, dar... Maria, ia haidem să-i căutăm. Unde? La cimitir. Să mă îndrop cu fanfară. Că am fost gospod. Azi că zădem noi și ne gospodari de noi doi. Du-te, dracule. Tu măcar ai o licuțică de suflet în tine. Ei, da, și-s proști. Ia, scut, am o propunere. Tu bagă bani, investești și mai departe eu mai clarificam. Eu v-am zis că n-aș vă să susțină. De grab rămâi fără casă. Slava Domnului. Eu mă însor cu Nina lui Stiopa Doctor. Buhaiule.